Salutare și bine v-am regăsit! Astăzi vreau să vă fac din nou un scurt tutorial și să vă arăt câteva capcane în care puteți cădea pe Alibaba în momentul când vreți să cumpărați un produs, mai ales dacă sunteți la început de drum. Deci, cumva trebuie să faceți aceste lucruri ca voi să nu pierdeți bani. Înainte de toate, să vă arăt un pic. Vânzările luna aceasta o creștere de 2,97% începutul lunii față de începutul lunii trecute. Deci totuși este mai bine cumva vânzările da, sunt la fel ca la trecută zi pe aproape pentru că lumea nu prea se aruncă acum să fac cumpărături. Vineri este Black Friday și atunci cu siguranță va fi rupere de nori să spun așa. Dar e ok. Astăzi am vânzări de 1978 de lei. Țin că este ora 10.23 și dacă mă uit pe o lună întreagă, am văzut de 272.000 de lei pe contul ăsta, deci treaba merge. Asta este cel mai bun exemplu că treaba merge și că trebuie să începeți și voi. Acum, haideți să vă arăt câteva capcane în care puteți cădea pe Alibaba și cum puteți afla voi prețul corect al unui produs. În primul rând, dacă o să intrați pe Alibaba și o să scrieți Video Doorbell, așa am făcut eu acum, o să vedeți că o să vă apară diferite produse cu diferi diferite rangeuri de preț. Ca și exemplu, ăsta de la 17 dolari, 18 dolari, ăsta de la 69 la 92. Ăsta la alte, deși, deși sunt foarte similare, are între 3,79 și 2, 26 dolari. Ia să dăm click pe el. Da, deci ce atunci nu poți să știi prețul exact decât dacă intri cu el în, în discuție și nici nu știu, dacă o să cumperi de la el. De fapt, o să intri cu el în discuție, o să-ți dea un preț și tot așa. Ideea e că îi pun prețul ăsta ca să te atragă pe pagina lor de produs. Dar să știi că prețul real va fi aproape de ăsta. Adică el îl spune cumva chestia asta, 3,79 și la 3,79 niciun caz nu o să vândă produsul, ci probabil o să-ți dea vreun accesoriu, ceva. Și de aceea îi pun prețul ăsta micuț aici ca să te facă să intri pe listarea lor pentru că tu o să vezi prețul ăsta mai mic și o să zici, hai că intru aici una la mână, apoi probabil o să încerce să te păcălească cu prețul transportului. Deci cumva dacă o să te pun, dacă o să alegi transportul lor de aici de pe Alibaba, probabil o să-ți ceară mult mai mult decât fac produsele. Și acum, hai să înțeleg cum poți afla tu prețul real al acestui produs, fără să stai să mai verifici în parte fiecare supplier pe Alibaba și tu să mergi direct la el țintă, și să spui, bă, vreau produsul ăsta, și dacă îți dă prețul de 26 dolari, tu să spui care este prețul real și cât poți să-i oferi. Păi în primul rând ce faci? Mergi, deschizi poza asta, o salvezi în calculator, dai Save Image, apoi deschizi 1688.com, este o, un OLX de China să-i spun așa, a, numai că aici este în chineză și va trebui să ai Google Translate instalat ca să poți să navighezi mai ușor, să-ți traducă extensia. Și apoi dai click pe poza asta aici, adică nu o să cauți după nume, ci pe poză. Te duci unde ai descărcat poza. Ah, dar stai că de ce nu mi-a am acum. Da, nu pentru că... A, ah, uite-o e aici. Se descărcați în format PDF, cred. Sau ceva de genul. S-a descărcat într-un format pe care nu, nu a acceptat. Dar foarte bine, eu aveam o sunerie video deschisă aici. Și acum tu aici o să știi prețul real al produsului. Vedeți? O să vă apară o sumedine de produse de sonerie video, dar dacă ai dat clic pe una, o să spună prețul exact. Ia, să vedem. Deci, vedeți cum v-am spus, e multe chestii din astea care sunt, uite. Asta, bateria asta costă 4 ani. Același lucru se întâmplă și aici. Numai aici, aici nu spune prețul real și trebuie să intre în discuție cu el. Și de exemplu, dacă tu vrei... hai să traducem un pic... sonerie negru-argentiu, sonerie negru... sonerie argintie și sonerie neagră. Dacă vrei o sonerie neagră, te costă 103 yuan. 103 RMB tu 100 deci, practic, tu când o să vrei să cumperi de la fabrici, ba, dacă vrei să cumperi pe ale Baba și nu vrei să cumperi de pe 1688, vei ști sigur că prețul este undeva la 14 dolari și nici de cum 26. Eu vă recomand să începeți să comandați de pe 1688 pentru că este mult mai ușor. Prețurile sunt mult mai bune și da, dacă folosești un agent, chiar este mult mai ușor să cumperi de aici. Vezi, iar sonerie video, 99 de yuan, V5. 99 rmb, asta este 13,60 dolari, dar tu știi exact prețul corect aici, nu trebuie să mai intri în discuție cu nimeni. Iar V5, 100 de yuan, iar 14 dolari. vedeți, prețul real pentru acest produs este de 14 dolari. Aici nu prea merge pe 1.68, pentru că fabricile se adresează către piața din China, și nu merge aceeași strategie ca și pentru clienții din Europa, unde ei pot să încerce tot felul de chestii de astea dubioase ca să ne ia banii cumva, să ne vândă la un preț mare. Aici nu prea merge, pentru că cei din China imediat știu să se ducă la altă fabrică și tot așa. A, și aici vedeți, 100 cu Wi-Fi, 101, deci cam asta este prețul, 100 de yuan. Te arată și cât stoc, mai, cât stoc a vândut, cât stoc mai are. Da? Și da, cam asta trebuie să faci tu dacă vrei să afli prețul corect al unui produs de pe Alibaba, mergi pe 1688 și faci verificările acolo și asta merge cu orice produs sau folosești un agent și cumperi direct de aici. Nu o să intru în detalii acum, dar dacă vrei să afli cum poți să folosești un agent și cum poți să folosești acest website și să cumperi la prețuri mult mai mici calitate mai bună decât pe Alibaba, Dă click pe linkul de bio pentru că ți-am pregătit o oră de consultanță care este 100% gratuită cu mine, cu Mihai sau cineva din echipa mea. Când zic cineva din echipa mea, sunt oameni experti care fac acest model de business de foarte mult timp și știu să-ți răspundă la orice întrebare. Apoi, după ce te-ai programat, o să te contactăm, o să trimitem niște materiale pe mail și tu poți să vii să ne adresezi orice întrebare pe care o ai tu despre modelul ăsta de afacere. Iar... Acolo îți vom explica și mai multe despre comunitatea noastră, Seller Club Elite, care în momentul de față este cea mai mare din România. Suntem 1600 de membri și cam așa arată, cam așa arată comunitatea. Vedeți, 1600 de membri și întotdeauna tu când ai o întrebare aici găsești și răspunsul. Asta, asta e mișto să faci parte din comunitatea asta. Putem să-ți oferim și contacte de agenți, contabili, orice ai nevoie să pui modelul ăsta de afacere pe roate fără să-ți bați capul. Dar dă click pe link, hai la întâlnire și hai să discutăm și mai multe, și mai multe acolo și să vezi cum să faci și tu vânzări. Și vă un Black Friday cât mai reușit și cât mai fericit. Anul trecut am vândut de 100.000 de lei. Vedem anul acesta cum o să fie. Salutări dragilor!